Cristian a ales la domiciliu, solicitaseră avocații schimbarea măsurii acesteia cu cea de control judiciar. Mădălina Poenaru ne spune mai multe. Mădălina, poate să mai facă un astfel de demers Elena Udrea prin avocați? Până ziua, cu siguranță poate să facă o nouă cerere de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar. Astăzi vorbim însă de o contestație pe care Elena Udrea a făcut-o în condițiile în care, în urmă cu o săptămână, în alta curte a analizat măsura preventivă, în condițiile în care Elena Udrea fusese plasată în arest la domiciliu. E o chestiune procedurală pentru că dosarul este trimis în judecată, iar magistratul care a fost sesizat de DNA cu acest dosar trebuie să treacă prin toate aceste faze ale dosarului, astfel încât să nu existe în niciun moment vreun dubiu care aduce la concluzia că judecătorul de cameră preliminară nu respectă procedura. Bineînțeles că în maxim o săptămână Elena Udrea poate să facă o nouă cerere la instanță, se va judeca de către un magistrat de drepturi și libertăți. Va fi în faza de fond și în faza de contestație, așa spune procedura. Acum da, vom vedea ce se va întâmpla mai departe. Îți mulțumesc foarte mult, Mădălina.